În episodul special de azi al Insulei Dramei Totale, i-ați văzut pe Gwen, Heather, Duncan, Lashona și Owen ajungând printre ultimii cinci. Au fost 7 săptămâni lungi. Deci, ne-am gândit să le dăm o zi liberă concurenților pentru a-și da seama cât de departe au ajuns și pentru a se bucura de toate avantajele acestei tabere. Dar ce se întâmplă cu acei concurenți care au pășit pe Puntea Rușinii și au luat barca învinșilor și au plecat din tabără? Unde stau ei acum? Ce fac ei toată ziua? Și cine cred ei că merită să câștige 100.000 de dolari? Învinșii vor da toate cărțile pe față. Așa că ar trebui să stați alături de noi. Urmăriți acum Insula Dramei Totale! Tată, mamă, sunt sănătos, la voi mă tot gândesc. Ce vreau să fiu, m-ați întrebat, răspunsul azi l-ați aflat. Vreau să fiu faimos, vreau să locuiesc lângă soare. Eu voi lua câștigul cel mare. Orice pot să fac nu mă oprește nimic, cândva voi reuși. Căci vreau să fiu faimos. Na 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 na. Eu vreau să fiu, eu vreau să fiu, vreau să fiu faimos. Eu vreau să fiu, eu vreau să fiu, vreau să fiu faimos. Insula Dramei Totale. Bun venit pe plaja învinșilor! În această stațiune de lux vin toți concurenții care au fost eliminați din joc pentru a se vindeca și pentru a-și accepta soarta de foste vedete. Când vom ajunge la doar 2 concurenți, soarta acestora va fi în mâinile acestor 17 învinși. Ah, ce drăguț e! Udă-mi tricoul, bine? Scuze, Noah! Oh! Intrați și voi în apă! E numai bună! Au! M-am mușcat ceva! Oh! Un rechin? Rechinii nu trăiesc în apă tratată cu clor, inteligento. Noah are dreptate. Oricum, mi se pare că i-am văzut pe rechin mergând la tratament. Dacă n-a fost rechin, ce a fost? Scuze, mi s-a făcut poftă să mușc ceva. Ați simțit vreodată asta? Să vreți să vă înfigeți dinții în ceva? Poate asta simt și rechinii, ha? Bine, pa! După cum vedeți, concurenții noștri s-au făcut comozi în această stațiune de lux. Se pare că Jeff și Bridget se bucură că s-au reîntâlnit. Frate, stațiunea e absolut minunată! Îți vine să crezi că locul acesta e la așa mică distanță de tabăra aceea groaznică? Asta da viață! Aș putea sta aici mult și bine! Oh, nu! Iepuraș! După ce mi-am scos gipsul și toate copcile, am început să realizez cât de minunat este acest loc. Hei, Cody! Vrei niște cremă de plajă? Văd că ești cam roz. Nu, mersi! Vreau să mă bronzez! Fetelor, le place asta? Cât îmi place să fiu o învinsă! Viața asta e mult mai pe gustul meu. Dacă aș fi știut cât de grozav e locul acesta, aș fi făcut astfel încât să fiu eliminată din primul episod. În plus, eu și Tyler suntem împreună. Mua! Care dintre ei o fi Tyler? Hei, hei, fraților, care-i treaba? De când sunt vedetă, viața mea s-a schimbat. Mă relaxez doar. Mi-am luat și eu niște briz-brizuri. Vă place? Priviți, cineva și-a pierdut slipul. Cred că e al tău, Easy. Oh, nu, al meu e! Nu-mi pasă cât de grozav e locul ăsta. Eu n-ar trebui să fiu aici.
După ce am fost eliminată, am aflat exact ce s-a întâmplat în seara când am fost votată. Ia să vedem dacă vă place când se bagă cineva în viața voastră. A fost numai vina lui Harold. Eu ar trebui să fiu acum printre ultimii cinci. Când îl găsesc pe mincinosul ăla mic, îl iau de gâtul lui slăbănoc și îl scutur bine. M-ai auzit, Harold? Știu că te-ai ascuns pe aici pe undeva. Tot iese el odată. Iar când va ieși, îi arăt eu lui. Bine, a fost atât de urât ce am încercat să-i fac lui Corny. Dar Duncan, nu încetează să mă lase în pace. Mi-e atât de foame. Ce groaznic! Psst, hei, Trent, îmi dai și mie niște salam? Da, de ce nu? Frate, de ce îl ajuți? Este un trădător! Așa este, dar nu merită să moară de foame și să nu-și arate fața pe aici. Am învățat multe din experiența mea cu Heather de pe insulă. Dacă tot ai o prietenă bună care ia decizii în locul tău, asigură-te că nu este o răutăcioasă. Da, am rămas șocat că am fost al treilea eliminat. Se pare că nu am fost suficient de ipocrit, mincinos sau periculos pentru a rezista. Oricum nu se poate spune că nu eram un bun coechipier. A, scuze! Iuhuu! Așa se aruncă o minge! Țineți-o tot așa! Oleu, avem multe de povestit de când am ajuns aici! Aș putea să-i salut pe prietenii de acasă? Ce mai face? Ce bine ne distrăm! Stațiunea e grozavă! Da, pe insula dramei totale ne era foarte greu. Totuși am reușit să trecem peste prima ceartă din viața noastră. Ce situație tristă! Acum ne-am revenit! Absolut! Și chiar dacă pe insulă ne-a fost greu, nimic nu a fost mai dificil decât momentul când ne-am despărțit. Oh, Sadie! Deja mi-e dor de tine! Mie-mi-e și mai dor! Mie-mi-e dor de tine la infinit! Pa! Sunt pe punctul de a intenta un proces pentru încheiere ilegală a unei competiții. Oamenii de aici îmi sunt martori. Am fost eliminată pe nedrept! Eu n-am văzut nimic. Eu nici atât. Cred că am ratat episodul acela. Despre ce vorbește? Habar n-am. Nu-mi pasă. Oh, dar știți cu toții ce s-a întâmplat. Hei, mai las o baltă. Pe mine m-au eliminat din... Oricum ai fi fost eliminată într-un alt episod, nimeni nu te prea plăcea. Nu este adevărat. Toată lumea mă plăcea. Doar eram consilier. Au! Asta e o nucă de cocos. Noi ne aflăm în Muskoka, oameni buni. Dacă vreți să-mi dați cu ceva în cap, dați-mi cu ceva tradițional de pe insula asta. Au! Tu ești Skyler? Ce am de spus despre timpul petrecut pe insulă? Nu prea multe. A fost oribil. Totuși, acum parcă îmi pot controla mai bine mânia. Oare tu ești Tyler? Dacă am avut ceva de câștigat din această experiență, nu. A fost absolut lipsită de evenimente majore. Ai pupat un băiat! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da, 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 ba da. Eu știu adevărul. L-a pupat. Nu am nimic de comentat. Aoleu, aoleu, am primit o scrisoare de la sora mea. Spune că o postă de-a mea a fost publicată în revista Pe urma vedetelor. Felicitări, ai atins punctul culminant. De acum o vei lua la vale. Poate dacă mai slăbesc sau îmi fac o operație estetică, voi apărea pe copertă. Trent, dacă ai putea să transmiți ceva unuia dintre cei cinci concurenții rămași, ce ai vrea să spui? Ea spune lui Gwen că o susțin și că mi-e dor de ea. Vreau să fii tare și să lupți până la capăt pentru noi doi.
te voi privi și te voi încuraja de acasă. Faptul că Gwen e atât de independentă și inteligentă, plus faptul că e foarte frumoasă, mă face să o iau razna. M-a vrăjit de tot. Deci da, m-aș lupta cu Scong și pentru ea. Hei, am furat o brioșă pentru tine. E specială și cred că m-am îndrăgostit de ea. Sper că nu mai e supărată pe mine pentru încurcătura aceea cu Heather. Eu aș mai fi! Dacă aș fi în locul ei și tu ai fi în locul tău, acum ai fi grav rănit. Ești cam dură. Ai pupat-o pe adversara ei cea mai crâncenă. N-a fost vina mea, m-a păcălit. Da, precis, asta spuneți toți. Buzele mele au făcut ce au vrut. Nu am control asupra buzelor mele. Bla, 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 crochetă de pește. Bla, 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 sunt un mincinos. Bla, bla, bla. Bine. Acum îmi cer scuze, trebuie să merg la toaletă. Doamne, Izzy! Ce dezgustător! Oh! De ce? Doar e tratată cu clor. Oh, Doamne! Cam așa stau lucrurile. Rămâneți alături de noi pentru a afla răspunsul la marea întrebare. Ce părere au învinșii despre ultimii 5 concurenți? Și pe cine ar alege să câștige? Veți afla răspunsurile și nu numai în câteva momente. Așadar, ați văzut cum își petrec timpul învinșii. Acum e timpul să aflăm ce părere au despre ultimii 5 concurenți rămași. Heather mi-o va plăti. E numai vina ei că mă aflu aici. E o scripțuroaică egoistă, trădătoare și ipocrită. Vreau să piardă. Wow! Acum fii sinceră. Tocmai am fost. Am pus niște creveți pe grătar. Hei, Noa, adică pe tine! Glumeam doar. Eu totuși sunt de părere că Heather e cam ciudată. Heather e o adversară de temut, dar nu aș putea spune că sunt de acord cu tacticile ei. Totuși, a citit jurnalul lui Gwen în fața tuturor. Chiar nu era cazul. Heather era cu siguranță cea mai înfricoșătoare fată de pe insulă, dar i-am făcut-o. Ați auzit ceva? Aici erai, trădătorule! Au, 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 au. Wow, bietul de el. Mă bucur că nu e consiliera mea. Hei, Trent, Lindsay, ce părere aveți de Heather? Sper să nu mai cunosc niciodată pe cineva ca ea. E foarte rea, adică foarte rea. Îmi sun părinții, nu mă puteți obliga să stau aici. Extraordinar! Mă întreb oare de ce tot pierdem? Ia ferește-te de asta! Au! Trebuia să preiau conducerea. Pierdem în continuu și oricum, cam toți ceilalți din echipă sunt inutili. Era cam autoritară. Era foarte autoritară. Beth, Lindsay, mergeți să dați drumul la apă ca să pot face duș. Acum, adum niște chipsuri. Din pădure? Din sala de mese. Acum. Du-te, adum trusă de machiaj din cabană. Dar albinele! Acum! Când am împruntat-o, a fost cel mai grozav moment al vieții mele. Dacă niciunul dintre noi nu o place, cum se face că a ajuns atât de departe? Pentru că eu scripțuroaică, trădătoare și ipocrită de aia. Cine aș vrea eu să câștige? Nu-mi vine să cred că spun asta, dar cred că l-aș alege pe Duncan. Dar să nu spuneți celorlalți, bine? Oh, dar știm deja. Îți place tare mult de el. Nici câinele meu nu salivează atâta când vede o friptură. Și am tras și cu urechea. Oh! Duncan? Oh, el e un dur. L-am văzut luându-se la trântă cu un urs. E puraș! Duncan, nu-l suport. Din cauza lui am făcut pe mine. Mi-a desenat mustața cu carioca. Apoi mi-a atârnat lenjeria în vârful unui stâlp. A pus sos iute în ea și mi-a făcut sandwich din ea. Scârbos! E mult mai mult decât enervant, zăpăcitul. Duncan nu e atât de dur cum pare. Courtney mi-a spus că are și o latură simpatică. Cred
nemilos. Oricine nu are sentimente față de căprioare sau față de copaci nu e prietenul căprioarelor sau al copacilor. Cu Owen ne distram tot timpul. Am fost rău la jocul de arațele și vânătorii. Da, știu. Să jucăm! Nu este băiat rău. Știm cu toții cine vrei tu să câștige. Da, Gwen e alegerea mea. Dar nu e tocmai o bună coechipieră. Eu am fost o bună coechipieră. Eu ar trebui să câștig concursul. Ești aici, ai pierdut, revino-ți. I-a permis lui Chris o îngroape de vie pentru echipă. Adio, lume nemiloasă. Uneori e într-adevăr dură. Unde e stațiunea? Sunt confuză. Wow, ce șoc. Înseamnă că facem duș la comuna, Iurito. Dar i-a făcut cea mai reușită farsă lui Heather. Spuneai că ai adus cu tine o colonie de furnici? Da. Cred că Gwen e foarte de treabă. Ea și Lășona s-au purtat foarte frumos cu mine. Oricare dintre ele să câștige. Hai să vorbim despre Lavanda. Lășona! La început mi s-a părut că vorbește prea tare. Apoi mi-am dat seama că e sufletul meu pereche. Nu pot să spun nimic rău despre ea. Iar eu sunt expertă în a spune rău despre oameni. E atât de la modă! Are un stil aparte. Ne-am împrietenit de la început. Nici măcar nu ați fost în aceeași echipă. Nu contează! She locked Heather in the fridge. Anyone who can come up with something like that gets my vote. Amice, te-ai cam ars. Cine, eu? Mă ustură puțin. Voi, cine ați vrea să câștige dacă ar trebui să votați acum? Pot să o aleg pe Sadie? Mai alege pe mine? Doamne, nu te poți vota pe tine, e de prost gust. Hei, eu te votez pe tine și tu mă votezi pe mine. Fetelor, trebuie să faceți parte din ultimii 5 finaliști pentru a putea fi votate. A, da? Atunci nu știu. Cred că Gwen ar trebui să câștige. Serios? Dar te-ai refuzat de atâtea ori în fața întregii națiuni pentru cineva mai drăguț și mai la modă. Mersi că mi-ai adus aminte, Lindsay. Gwen e fata visurilor mele. Păcat că nu eu sunt bărbatul visurilor ei. Dar cât e fericită ea și eu sunt fericit. Ce drăguț din partea ta. Mă doare. Hopa, scuze, amice. Sincer, nu știu pe care să o aleg. Pe Lășona sau pe Gwen? Bineînțeles, pe Lășona. Dar tu vei vota pentru Duncan, nu-i așa? De ce aș face una ca asta? Pentru că dacă nu o faci, voi pune pe internet toate bilețelele tale de dragoste pentru Lășona. Bine, fie, îl votez pe Duncan. Sau nu? Eu aș vrea să câștige Owen. Omul ăla e o bombă cu gaz lacrimogen. Categoric, Owen poate să bea 3 litri de suc în mai puțin de un minut. Merită marele premiu. Apă cât de făgăhâi și că le mână opără să și tății XYZ. Bravo! Cred că îl subestimați pe Duncan. S-a trezit din somn și ne-a ajutat să câștigăm jocul de arațele și vânătorii. Da, așa e, a scos la iveală o strategie mai ciudată învățată în pușcărie. V-a pus pe toți 5 să tăbărâți deodată pe același adversar. Îmi place stilul lui. Eu cred că Gwen ar trebui să câștige. Ha-ha! Dragi învinși, e timpul pentru cea mai neașteptată întorsătură pe care o va lua acest joc. În această seară voi puteți elimina următorul concurent de pe insula dramei totale. Nu se poate! Ba da! Tyler? Vom proceda astfel. Nu avem nalbe... Vă voi întreba pe rând cine ați vrea să vi se alăture în seara asta pe plaja învinșilor.
Katie și Sadie, pentru că aveți un singur creier, vă întreb deodată: pe cine votați? Oh, mie mi-e dor de Lășona! Ar fi minunat să vină aici! Categoric, Lășona! De ce o eliminați pe ea? Dacă vă place Lășona, lăsați-o să rămână! 3 voturi pentru Lășona! Poftim! Nu! Ai votat-o pe iubita mea ca să-mi faci în ciudă! Oh, nu te atinge de mine, tocilarule! Hei! Excelent! Să trecem la următorul vot! Lindsay? Nu vă faceți griji, nu o voi vota pe Lășona! Lindsay! Nu! Nu mă poți vota pe mine! Trebuie să votez pe cineva dintre cei 5, cum ar fi Lășona! Gata, oameni buni, să nu mai spună nimeni Lășona! 6 voturi pentru Lășona! Lășona! Nu! 7 voturi pentru Lășona! Acela era un papagal, nici măcar nu știe cine e Lășona! Papagalul vrea Lășona! 9! Și astfel au rămas 4. Fiți alături de noi pentru episodul următor, aproape ultimul, al insulei dramei totale. Lășona!